Sunt norocoasă, pentru că părinții au putut să-mi dea informațiile necesare astfel încât parcursul în carieră să fie unul lin. Bineînțeles, mi-am învățat lecțiile ca fiecare dintre noi. Am ales la 14 ani liceu militar, am făcut facultatea de economie și administrare afacerilor, specializarea marketing și management și am lucrat de la bun început în industria auto. Sunt mai mult de 15 ani de industria auto, iar pe parcurs personal, Dumnezeu mi-a așezat în față o familie frumoasă, doi copii și un soț minunat. Sunt recunoscătoare pentru asta și recunoștința cred că se întoarce cu partea de voluntariat în comunitate. Cred foarte mult că putem să ne ajutăm reciproc și suntem o comunitate sănătoasă. Nu avem nevoie de ajutor din alte părți, cum poate au nevoie țările din lumea a treia. Suntem suficient de bogați și de educați astfel încât să ne ajutăm reciproc. Și cu toate astea, știm că avem în jurul nostru familii și copii care au nevoie de sprijinul nostru. Cred cu tărie că putem să schimbăm ceva în țara asta doar prin educație și doar prin a investi în generațiile care vin în urma noastră. Dacă vrem să ne fie mai bine, trebuie să ne asigurăm că toți copiii au acces sănătos la educație și cea mai bună investiție pe care o putem face în acest moment este investiția într-o bursă care să-i acorde unui copil o șansă în plus la a avea o viață mai bună. Am acceptat propunerea de a deveni ambasador Provita și vă încurajez să susțineți unul din bursierii Provita. Copiii au nevoie de noi, atât ca mentori, cât și ca investitori în viitorul nostru al tuturor.